Meditabra, așadar o să intru la microfon oaspeții noștri să ne spună ei despre ce este vorba. Bună seara și bine v-am găsit pe toți! Casa de Piatră, Cristin și Victoria. Vin în această seară cu o surpriză mai specială din partea tot la cineva apropiat golă. Acum o să vă dați seama, dar mai întâi Coniță Mireasă, primește aceste flori. Așa, florile, mai am mai mult flori eu în această seară și pentru Viorica. Soția lui Constantin, este prezent aici? Pentru Viorica. Viorica, și pentru tine un coșuleț frumos de flori și pentru bunicuțe, bunelile voastre, sunt prezente aici. Așa, dacă poate cineva să mă ajute din tine să transmite aceste flori, să nu rețin oaspeții. Haideți, ajutați-mă, dumneavoastră știți mai bine cum arată. Și mesajul care l-am pregătit special pentru voi. Cristin și Victoria, dragii noștri, cei unici și frumoși, ați ajuns la această zi importantă din viața voastră și vă felicităm toți. Cristin a ales cea mai gingașă mireasă, cea mai frumoasă ființă din lume. Dumnezeu v-a ales în viață, aveți două asemănătoare destine. V-ați cunoscut și departe ați plecat, acolo v-ați căsătorit. Arinei viață i-ați dat, sunteți un cuplu împlinit. Cristina, azi ești cel mai împlinit bărbat, ai cea mai puternică și frumoasă soție. Victoria, ești specială, așa cum ai visat, la fel așa cum îmi place și mie. Sub inima ta bate altă inimă, ce te va face încă mai fericită. Cristina, Cristin, iubește și respectă soția, pe un căpătâi să îmbătrâniți împreună. Bărbatul e casa, femeia e inima casei. Fii bărbat în orice circunstanțe, să ai o atitudine frumoasă. Voi ambii ați crescut fără de tată, acum sunteți bogați, aveți cei mai buni nășei din lume, părinții voștri spirituali. Oameni harnici, gospodari, împăcați-vă și respectați-vă. Cât mai des să-i vizitați, să vă susțineți în orice situație. Vă doresc sănătate, dragoste și fericire, să fiți împreună la toate, până la adânci bătrâneți cu iubire. 5 zile în urmă am sărbătorit și Sfânta Cununie a lui Constantin și Viorica. Nu pot trece cu vederea să nu-i felicit și pe ei. Vă dorim și vouă multă iubire, tinerii noștri însurățeni. La ambele perechi o căsnicie fericită. Liniște și pace să aveți, norocul să vă însoțească în orice clipă. O fericire binecuvântată până la atunci bătrâneți, lângă copilașii voștri, a voastră bucurie și mândrețe. Așa, pentru Cristin și Constantin le doresc fericire, noroc! Măcar de acum înainte, să mă iertați dacă poate n-am fost o mamă puternică sau nu v-am oferit tot de ce ați avut nevoie. Și nu în ultimul rând, socrii mici, soacra mică, tot o felicităm. Deci felicitarea vine din partea mamei tale, ai înțeles, ți-ai dat seama deja. Mamica a ținut toți să vă ia în seamă, să vă felicite, să vă ureze o căsnicie fericită. Noroc, pace și voie bună în familia voastră. Aveți o mamă care se gândește să vă surprindă frumos, nu ne vedem pentru prima oară și să-i mulțumesc că i-a organizat această surpriză. Vă ofer cuvânt, Cristin, pentru tine mai întâi bărbat casei. Vreau să mulțumesc mamei pentru surpriză care mi-a făcut-o.
E că întotdeauna poate să fac surpriză, noi pentru prima dată. Și o iubim și noi foarte mult. Și vă mulțumim încă o dată toți părinților, în special mamei. Mult sănătate și o seară frumoasă de noi. Gata, nu vă mai intimidați, nu vă mai rușinați. Poate vreți și dumneavoastră să spuneți, ca să nu vă supărați. Așa, voi să vorbiți așa aparte, să vă înțelegeți. Bine, scuzați-mă că v-am răpit în timp. Vreau să vă cânt un pic și eu cum mă pricep o lecție cântare. Așa, o horă frumoasă de Zinaida Julia, o horă mare să facem cu toată lumea aici. Vă rog să mă susțineți frumos cu un dans, cu ochi uitură și cu o voie bună. Haideți, vrei și tu să dansezi? Așa. Așa, vă invit toată lumea aici la o horă mare. Este